M-am gândit, voi să pe canalul meu și facem un nou videoclip. E bine, azi vom face room tour la camera unde se întâmplă magia. Bine, în ultimul timp nu prea se întâmplă pentru că nu mai postez, dar cel mai probabil voi posta cât mai repede posibil, sper. Dacă am timp, dați un buton de like, deși de subscribe și hai să-i dăm drumul să vă arăt ce și cum e aici, că nu e mare lucru. Bun, deci avem aici, vă arăt așa în mare, biroul. Aici o să știți, cei vechi știți ce a pățit. Avem aici o ușă minunată, aici avem un scăune, vă arată așa în mare, ca idee acesta nu este camera mea, pur și simplu aici e camera lui fratele meu, care pur și simplu a devenit locul unde filmez eu, o sobă, încă un scaun și ghiozdanul lui fratele meu, ăsta e un dulap, ăsta sunt niște perne care n-a aici sau ele, asta e o pătură. E pătura asta pusă, o pune mama ca să nu se murdărească canapeaua, știți ce zic? Așa, canapea, aici avem niște poze cu frățiorul meu, niște brățări, acolo cu poză cu mie. Ce frumoasă sunt, da? Da, eram frumoasă, era mică, da. Aia e mama, aia e sora mea, aia e bunica mea, ăla e frate meu. Așa, aici avem ceva de o marte, nu știu ce, o chestie. Încă un dulapior. Aici avem un troller, aici e băgat în sac ca să, da, știți ce zic? Și aici aveam, avem un geam. Aici m-am pe mine, vă place să-mi frumoasă, ai că sunt frumoasă în clasa 8-a. Stați așa că pe partea cealaltă arăt mai bine, da? Adică aici am poza de grup. Focus. Vedeți? Arăt bine. Așa, aici e o poză cu colegele lui fratele meu și cu el. Nu prea focusează. Aici nu focusează, nu știu de ce. Mă rog, nu vă interesează? O iconiță, asta e o măsuță. Și aici ajungem unde ne place și unde trebuie să fim de fapt. Asta e televizorul, mă uit la Steaua Galați pentru că Dinamo trebuie să promoveze, știți ce zic. Și aici ne trezim în stânga cu o imprimantă și un încărcător. Acolo e routerul, zici că e avion efectiv cum stă. Are alea două sunt în jos, dacă vedeți voi bine. Mamă, ce repet v-am făcut room tour-ul. În fine, acolo nu prea conta și de aia. Acolo zici că e avion cum stă. L-am pus eu așa. Asta e imprimantă, e un Brother... DCP T420W, e foarte șmecheră, îmi place, am testat-o, numai că aici cerneala s-a consumat cam mult în ultimul timp, nu puteți să vedeți probabil, a da, uitați acolo, pentru că s-a făcut curățarea aia din prima, știți ce zic, nu știu exact, asta e imprimanta, e foarte șmecheră, da, buletinul meu, uitați așa că am făcut niște teste, să-mi scop buletinul de aici. Așa, gata, l-am scos. Aici avem căștile mele care trebuie schimbate cât mai repede. Niște Marvo HG8901, aparent. Trebuie schimbate, nu mai merg nici RGB-urile și nu sunt foarte de bună calitate, neapărat. Aici avem un monitor Lenovo cu 22 de inci, nu mai știu exact ce, cât hertz are, 75 de hertz. Acolo avem un webcam, nici nu mai știu de la ce l-am. Scrie pe el. Sirius, cred că Sirius sau Sirius sau nu mai știu cum îi zice. În faine, monitorul nu este cine știe ce, e monitor normal, sper să-mi iau unul ca ăsta să devină secundar. Când voi face YouTube, fiți siguri, dacă eu nu mă vedeți activă în luna asta mai, din iunie vă promit pe ce vreți voi că nu o să existe zi fără clip sau fără live pe canalul meu. O să fie foarte bomba, așa că stați aici. Revenim. Aici avem tastatura mea care și asta vreau să mă schimb cu una mecanică. Pentru că, na, vreau, un Scorpion K632, nu mai merge ăsta, adică ăsta merge, dar, după cum vedeți, nici măcar nu se apasă, asta se apasă, ăsta nu se apasă, și W-ul trebuie să ții apăsa puțin mai tare, în fine, asta este, un mouse pe care și pe sau să-l schimb, o să-mi iau unul mai mare, de la Marvo, un mouse de la Bloody, care chiar îmi place, nu am de ce să-l schimb, e mișto, are tot ce trebuie, bun. Acolo sunt niște parfumuri, ăsta nu mai e, în fine, o să vă explice, ăsta e ceva suport de, cum le zice mai, culori, stă aici pur și simplu să-mi țină cablul la mouse, vedeți? Și aici, nu știți ce s-a întâmplat, eu aveam un microfon, îl am încă, când l-am pus, n-am pus nimic de desubt și asta s-a întâmplat cu brațul și pe dedesubt, dacă vedeți, am niște bandă, nu vedeți, stați pe să vă prind becul, mâncau așa, avem niște bandă, se vede aia, care trebuie... Și o dai și vezi, bum! Găurica! Efectiv, și am și aici. Înțelegeți voi, mi-a făcut măcel. Să vedeți ce am aici. Aici am niște... Asta e o bandă izoleră, ok. Aici este... Ce ați mă uit?
secundă, că nu știu. Stați un pic, că e mai greu la mine aici. Tranzacții, ceva bani? Mă rog, nu-s bani, foaie și chestii. Niște foi la biologie care trebuie puse în portofoliu. Aici e ceva cu porumbei, e o carte cu porumbei. Și aici sunt niște folii, n-au mai rămas multe, am avut 100 la început de an, dar nu mai sunt. Fie, este ceva cu porumbei, frate meu. Așa, aici avem niște culori cerate, care le mai folosesc din când în când. Niște caiete, o copertă de la o carte. Ăsta e codul rutier, de la, știți voi, examen. Și astea niște foi care trebuie aruncate. Ăsta este controlerul, foarte bun controller. S-a stricat pentru că îl am de mult timp cum ar veni. Adică este vechi. Se vede că s-a și șters X-ul și A-ul. Dar nu știu cum îi zice, dar foarte bun. Marvo, stați așa. Deci nu mai focalizează deloc. Marvo GT 014. Dacă puteți să vedeți, da, uitați. Așa. Foarte bun, îmi place la nebunie, e comod, vă-l recomand. Aici avem unitatea, e cam zăbăloasă, dacă vă întrebați, că nu am mai curățat nici interiorul. Nu știu ce specificații mai are, 8 GB de RAM, a avut un Tera, dar am schimbat un hard disk Tera, dar l-am schimbat cu un SSD de 480, un procesor i5-3470S, cred, nu știu sigur, sau normal. O placă video AMD Radeon R7 200 series 4 GB de RAM, pe care o voi schimba după ce îmi voi lua laptop, pentru că totuși calculatorul ăsta pentru mine va rămâne de suflet, pentru că e primul meu calculator. Mă rog. Mai am și un laptop, dar nu este aici. Și aici avem scaunul. Ăsta e scaunul. Arată, sincer, nu e neapărat cel mai bun scaun. Într-adevăr, n-am o calitate bună la cameră, pentru că e zgâriată camera, dar asta este. Nu e cel mai bun scaun, dar pentru 5.000 pe care am dat eu, știți cât de bun e? A, și ăsta e un covor. E fain covorul, sincer. Știți cât de bun este, se lasă, se alea. Se aude puțin ciudat când te pui pe el, din cauza că probabil n-am zis nicio bine șruburile, dar e foarte bun scaun, vi-l recomand cu toată mândria mea și cu toată... Așa, să văd cum se cheamă, Marvo, cum îi zice frate, că nu știu. Ca ceva, nu mai știu. Unde-i mă, îngați? Nu scrie nicăieri? Stați așa, să mă duc, bag sub el. Da, nu-l găsesc, poate o să caut pe net și o să vă las toate chestia să o să vă las în descriere. Nu cred că o să găsesc PC-ul, pentru că, sincer, chiar nu cred că o să mai găsesc. Dar în rest vor fi toate. Căști, ăla, microfonul meu vechi, BM800, foarte bun micro. La prețul lui, la cât am dat eu, 4 milioane, a fost decent, doar că n-am știut să-i fac eu setările și l-am stricat. E foarte bun, o să vă las tot în descriere. Cam asta este, cam așa arată. Aici mai am niște chestii. Aici e o cutie de telefon cu niște inele la porumbei, nu mă băgați în seamă. Portofelul fratele meu, are bani? Hai să ne uităm. Cardul, care nu prea are, n-are nimic pe el. Opa, are 250 de euro. Trebuie să mai aici. Trebuie să-l ducă, să-l cheame la treabă. În fine, niște petarde mai avem pe acolo, niște foi coduri de la card, niște foi de la card, un joystick care e stricat. Trebuie dus. Nu mai este. Dacă vă întrebați. Asta sunt niște chestii de miros frumos. Asta la fel. Nu e mare lucru aici. Mai avem și o husă. În fine. Aici sunt niște cărți, caiete și așa mai departe. Aici avem niște cărți. Nu sunt citite, nu vă așteptați așa. Se află în treabă acolo. Sunt cabluri multe. Și cam așa arată, mâncavaș. Vă place sau nu vă place cum arată? Nu știu dacă vă place, asta este până acum. Sunt sigură că pe viitorul să am, mai ales pentru că în camera, în casa mea, o să vreau să am studio de gaming, totul frumos. O să investesc foarte mult. Așa că sigur veți mai auzi de mine pe viitor. Cam asta a fost clipul. Nu uitați să apăsați butonul de like, de share și de subscribe. Cu voi a fost Gabriela, sper că v-a plăcut. Spuneți-mi în comentarii ce videoclipuri să mai filmez, cu ce jocuri, ce challenge să mai fac pe acele jocuri. Și idei, lăsați-mi ca să am ce posta mai des. Eu vă las. Pa, pa!